poliția locală staționa în stația de transport public și acum pornește fără măști, fără centuri și nu s-a ocupat de celelalte mașini care staționau ilegal aici, inclusiv aceia cu lumini de avarie. De fapt, ei aveau o treabă, stăteau la taifas. La cine folosește așa poliția locală? Pe strada Sibiu, auto specială, parcată ilegal, pe trotuar, nu are nicio treabă. Probabil e pentru muncitorii ăștia. Dar a ocupat cam tot trotuar. Să vrea cineva să treacă pe aici cu cărucior de copii sau scaun rulant, o să aibă dificultăți. Strada Sibiu. Poliție, fără mască, fără centuri. Florile scoate. Regulile sunt pentru proști. Și nu sunt misiune, n-au girocară formă. Chiar dacă aveau girocară formă, masca tot era obligatorie. Deci, sunt spațiu public închis. Mașina de serviciu, exact asta înseamnă, spațiu public închis. Poliție parcată în intersecție aglomerată. Girofarul nu-i pornit. Probabil doar aerul condiționat. Băieții stau la telefoane fără măști. Nu știu ce treabă au, dar creează tensiuni, pericole în trafic. Șoferii, în loc să uite la drum, să uite la mașina colora. Halal organ. Pentru ce îl plătim oare? Dacă n-ar sta în intersecție ce e fără noimă, poliția ar găsi aici un tric mortuar, o mașină de taxi, un microbuz cu șofer începător din Călăraș, în stația de transport public, tot la AFI Cotroceni, dar partea asta. Ar face ordine în trafic, ar aplica niște amenzi, ar îmbogăți bugetul primăriei, bugetul de stat. Păi stau degeaba în intersecție cealaltă. Mafia cu epulie. După ce am chemat poliția, odată nimic ori a apărut. Semn că puțin îi pasă lui de prevederile legale, doar că nu a afișat pe panoul acela cu brânză, lapte, miere, vin și ce mai vinde ea. Acum e doar cu sticluța asta. Și acum schim poliția, o zic, dar ce-o fac? Stai pe bancuță. Mâncam pe dege.
ca să nu treacă poliția pe alături, o să o ajut. Pentru poluare. Cred că dacă poartă mască, pielea îi proteja. Nu o să fie otrăvit. Târgu Neamț, sau ce e, drumul tare. Evacuarea gunoiului. 4 oameni în sac. Parcul drumul taber. Încă responsabil. Grea. Și toate deșeurile se pun în același sac. Le amestecați? Deșeurile le amestecați? Da, normal. Că n-au fost separate. Chiar dacă tomberoanele sunt de culori diferite. Chiar și când e poliția cu girofar în stația asta, tot mai opresc unii neregulamentari. Dar totuși e altceva. Poate asta e soluția, ar trebui tot timpul să stea aici un girofar de poliție. Sau măcar un mulaj, o machetă de polițist. Ca să fie liberă intersecție de mașini de taxe care își așteaptă ilegal clienții aici sau de clienți de la AFI Cotroceni care vin și își lasă mașinile fix în stația de transport public.